Deci, deci trendul e să plece din Ontario, să se mute în Quebec sau să se mute în Alberta sau în Saskatchewan, Manitoba, dar cel mai mult, după cum am spus, pe coasta de est. Deci acolo, acolo este the hot spot now. Sunt speculații cu privire la prețuri. Nu știu, care e părerea ta? N-ai de unde să știi, dar totuși... Ce vă pot spune datorită altului cum... Scad? Nu, deci, crește, deci prețurile vor crește doar dacă, deci este un dacă, dacă guvernul își bagă prea mult nasul și bagă prea multe regulații. Am înțeles. Atunci s-ar putea să sperie oamenii. Deci o să fie chestie psihologică pentru câteva luni, cum a fost în 2008 sau cum a fost acum în 2017, când în 2017 mai mult. Când s-a impus acea taxă pentru foreign investors, deci pentru investitorii străini, s-a pus o taxă de 15%. Da. Deci, și atunci oamenii s-au speriat și prețurile puțin au căzut la vreo 6 luni, dar după aceea și-au revenit. Deci, părerea mea este că dacă guvernul nu intervine foarte drastic și nu distruge piața, și dacă ar distruge, ar distruge economia Canadei, că de fapt locomotiva economiei Canadei este real estate. O, da. Dacă cumva real estate-ul cade, toate industriile vor trage, cădea. Trage totul în jos. Absolut. Deci asta ce nu pot ei să înțeleagă. Plus că guvernul liberal încearcă să pună the buyers against the sellers, adică vor să facă în așa fel să fie casele mult affordable, dar făcând lucrurile astea, lovește foarte mult în seller. Deci îi pune one against the other, deci îi pune unul contra altora și asta nu este bine. Deci nu este bine pentru că toți am muncit în viața asta aici să avem ceva și nu dorim ca guvernul să se impune prea tare și ca prețurile caselor să scade brusc, pentru că practic atunci noi nu mai avem, noi marea majoritate a românilor aumentă în ultimii 20-30 de ani și cam toate aseturile noastre sunt în proiectele care le avem. Și dacă noi, dacă cade piața la momentul ăsta, noi practic nu o să mai avem pensii. Asta e marea problemă. Da, e desperiat. E desperiat. Și de asta mă gândesc la variante de a găsi o soluție, să muncesc și în altă parte, să mă gândesc și la alte variante. Nu știu, Europa, dar acolo sunt foarte taxele foarte mari. De exemplu, în Spania e bine să te retire, dar dacă este să te duci să muncești acolo, taxele sunt de la 45% în sus. Deci e pur și simplu incredibil. Deci, 45%. 45%. Deci, în general, în Europa, sunt taxele foarte mari sociale. Deci, adică e o politică socială mult mai avansată, mă rog, au spitale, au una alta, dar asta face, e ca și în statele nordice, Finlanda, Suedia, Norvegia, au taxe fantastici de mari, dar sunt, mă rog, din punct de vedere social, ești foarte mult cover, deci ești acoperit, ai toate asigurările, dar pe de altă parte, cine muncește greu va fi și are income mare, atunci acel va fi cel mai lovit, pentru că asta e, cu cât ai mai multe, cum să vă spun, servicii sociale și ești acoperit din toate punctele de vedere, healthcare și așa mai departe, dar taxele sunt mai mari, e clar. E normal. Și dacă ești sănătos și voinic și tânăr, cel mai bine în US, taxele cel mai mici, cel mai multe oportunități, dacă vrei să te retragi, Europa, mă rog. Acum, apropo, mi-am adus aminte cele mai scumpe. Că multă lume mă întreabă, dom'le, dar e mai bine New York decât aici sau așa, zic, depinde unde mergi. De exemplu, New York este unul cel mai scumpe orașe din lume și bate Toronto cu mult, adică acolo chirie e mult mai mare. Și știu câteva țărișoare mici, insule, care au viață, ca să spun așa, costă mai mult viața decât în New York. Și asta ar fi, pe primul loc este Cayman Islands, este primul loc, cea mai scumpă zonă, după a doua Bermuda, după a treia Switzerland și după a locul 4 New York. Deci e foarte interesant. Foarte interesant. Deci depinde acum, deci nu pot să generalizez pentru Statele Unite, sunt locuri mai scumpe, locuri mai ieftine. Poți să treci, de exemplu, în US și cu $500 pe lună, dar undeva într-un sat din Oklahoma. Absolut. Sau știu eu de un South Dakota sau știu eu de pe unde. Deci depinde. Dacă vrei să treci decent și așa, totdeauna există un plus, adică deci pros și contra. Totdeauna. Și e bine să stați de vorbă cu un agent de aici și de acolo și să vă explice. Eu de obicei cam, dacă îmi spuneți din timp, avem o întâlnire, mă informez și mai mult și atunci în momentul în care avem întâlnirea vă dau mai multe detalii. Ai și pe cineva, de exemplu, în Costa Rica sau în alte zone? Am am relații de colaborare cu agenți, agenți profesionali și pot să îndrum oamenii în așa fel încât să nu ia țeapă, să nu ia plasă. Adică când îl dau la cineva, la un agent de acolo, este tot realtor ca și mine, lucrează după un code of ethics, dacă cumva se întâmplă ceva, nu o să-i mai dau referral, deci ei sunt foarte atenți la clienții mei pentru că nu vor să greșească. Absolut. Și vor să primească referral-uri în continuare. Da,
Cam asta, e un fel de backup, e un fel de insurance, de warranty știu. Pentru clienții mei. Da, da, dacă, da, să zic, folosesc oamenii pe care eu îi recomand, sunt sigur că vor cumpăra o casă bună, nu vor cumpăra overpriced, nu este, nu este ceva wrong cu neighborhood-ul, dar le spun, domnule, vă rog frumos, nu cumpărați în neighborhood-uri periculoase, chiar dacă arată că parcă e interesant prețul, dar important este safety first. Și după aceea mai vorbim de alte lucruri. Absolut. Mai ales total în... de acord. Aici da. Și eu sunt. Deci e o garanție. Mm-hmm. Acum vreau să vă discutăm puțin despre acest subiect. Care ar fi cele mai bune investiții, la ce trebuie să ne uităm, care sunt cheltuielile, pro și contra, legislația cu taxele și așa mai departe. Deci, totdeauna când primesc un telefon de genul ăsta, totdeauna rog clientul să-mi spună sau să-l pun în legătură cu mortgage brokerii cu care lucrez cu mai mulți și ca să vedem în ce situație suntem. Deci în primul rând dacă vreți să investiți, dragi telespectatori, trebuie să aveți cel puțin 20% down payment. Pentru că a doua casă, deci dacă lucrezi la dumneavoastră în casa matrimonială, a doua casă cu legislația canadiană trebuie să aveți 20% down payment. Asta este un minim obligatoriu. Okay, obligatoriu. Da. Da. Iar ca investment, pur și simplu, trebuie să uitați doar la numere. Multă lume greșește. Când mă duc cu ei, de exemplu, să cumpăr investmentul, să uită la faianță, să uită la tot felul de... ca și cum el ar sta acolo. Nici să nu vă neziți la chestia asta, că dumneavoastră veți sta acolo, că nu vă place culoarea, că nu e albă, că e neagră, că nu știu ce. Deci numai numerele contează, pur numerele. Deci ăsta e business-ul. Deci asta e primul lucru pe care oamenii greșesc. Ok. Deci dar ce ne uităm atunci? Deci ei merg și se gândesc, domne, eu iau proprietatea asta pentru că eu, ca și cum ei ar fi vrea să se relocheze acolo. Le-a plăcut culoarea de la faianță. Sau le-a plăcut culoarea sau se gândesc că, domne, uite, școala asta ar fi bună, că fiul meu e în clasa a 12-a sau a 11-a și uite ce școală e. Nu. Deci, ca să ne înțelegem, când luați proprietatea de investment, nu vă mai gândiți că dumneavoastră ați locuit încolo și doar numele contează. Și atunci, detașare total. Și atunci, ce e important? E important ca să rentul tenantului pe care îl puneți acolo să acopere mortgage-ul și să acopere cheltuielile, de exemplu, cu dacă e un condo, să acopere și acel maintenance fee și utilitățile. Deci cam astea ar fi. Dacă acoperă și property tax, este un excellent investment. Dar dacă nu, e still ok, pentru că ce se întâmplă? Proprietatea, deci ownerul trebuie să plătească aceste property taxes pentru că este proprietatea lui și că în viitor se va duce oricum în sus. Deci este un investment. Da. Dar dacă se acoperă, după cum am spus, condominium fees și mortgage-ul, atunci este considerat un investment bun. Deci de acolo încolo, cum ar veni. Da. Restul e bonus. Exact, restul e bonus. Acum sunt patru, deci cum să vă spun, oamenii trebuie să se gândească deci când cumpără ceva, sunt mai multe criterii după care cumpără un investment. Odată trebuie să se uite, de exemplu, la positive cash flow. Deci ideal este să ai un positive cash flow. Deci dacă tenantul, să zic, plătește o anumită sumă, acea sumă să acopere, după cum a spus, mortgage-ul și acel maintenance fee, iar dacă rămâne ceva în plus, este extraordinar, este un bonus. Deci ăsta e un cash flow pozitiv. A doua, s-ar putea să nu fie un cash flow pozitiv, s-ar putea să fie negativ sau pe zero, dar valoarea proprietății să crească în zona respectivă mai mult. Și atunci, dacă, de exemplu, ai o creștere în zona respectivă a valorii proprietății, vă dau un exemplu, cu 5%, să zic că faci un 50.000 pe an și tu plătești din buzunar 4-5.000, tot face sens. Adică ai un cash flow negativ, dar valoarea proprietății se duce în sus. Deci ăsta e alt tip de proprietate. Da. Alt tip de a gândi, alt mod de a gândi. Acum, dacă vrei să te duci pe cash flow, este gândire în short term. Dacă te duci pe varianta că proprietatea se va duce în sus, ce ca și valoare, exact, da. Și ai un pic cash flow negativ, ăsta nu te gândești la short term, pentru că în short term arată ca și cum tu ai pierde bani, că plătești $200-300 pe lună mai mult. Așa, dar în long term ești câștigător pentru că valoarea se va duce mult, mult în sus. Bun. A treia, cum să zic așa, varianta, adică modalitatea de a câștigi este acel equity care se build up. Adică tenantul plătește o anumită sumă, iar tu plătești mortgage-ul care e format din două variante. Este interesul și care merge și se plătește mortgage-ul în sine. Principal. Deci este un blended thing. Și atunci, în timp,
atunci acel equity să build up. Deci după un anumit timp, acea valoare a principalului scade datorită faptului că plătești în fiecare lună, da. Și la aia trebuie să te gândești și în decurs de 25 de ani, 10-25 de ani, s-ar putea să fie plătit în full. Și apoi, altă sursă de câștig la un investment property este să faci improvements și apoi să o vinzi. Sunt două tipuri de improvements. O dată sunt improvements-ul la început și poți să iei, de exemplu, să-l închiriezi cu o sumă mai mare decât în zonă, pentru că îl faci brand new, dar foarte puțin fac lucrul ăsta pentru că este un pic riscant, deoarece când pui tenantul nu mai știi, nu știi cum păstrează proprietatea, cum are grijă de ea, nu este cum ai fi tu cu siguranță. Și cei mai mulți atunci orientează așa cum e, cât se poate face mici renovări, touch-up-uri, iar la sfârșit de tot, când se hotărăște să o flipuiască, dă tenantul afară, face complet renovation și după aceea o vinde. Da.